Sărbătoarea Sfinților Prunci Nevinovați, martiri, își are temeiul în Sfânta Scriptură. După ce au ajuns la Betleem, unde l-au adorat pe pruncul Iisus, magii au fost anunțați în vis de un înger să nu mai meargă la Irod. S-au întors în țara lor de origine pe alt drum. După plecarea magilor, un înger i-a apărut în vis lui Iosif și i-a spus să fugă în Egipt cu pruncul și cu mama lui. Potrivit relatării evanghelistului Matei, când Irod și-a dat seama că magii nu s-au întors la el pentru a-i spune despre prunc, s-a mâniat. A dat ordin să fie uciși toți copiii de parte bărbătească din Betleem și din împrejurimi de la 2 ani în jos. Acest episod este amintit în mod deosebit de întreaga biserică la 28 decembrie, cu ocazia sărbătorii liturgice a Sfinților Prunci Nevinovați, martiri, instituită de Papa Sfântul Pius al V-lea. La Betleem s-a celebrat o liturghie solemnă în grota Sfântului Iosif, care face parte din complexul Bazilicii Nașterii. Grota marchează locul în care îngerul i-a apărut în vis lui Iosif și i-a spus să fugă în Egipt cu Maria și cu pruncul. Innanzitutto questo posto ci ricorda queste bambine che sono uccisi, che sono. În primul rând, acest loc ne amintește de copiii uciși, de martirii care la începutul existenței lor și-au vărsat sângele. În biserică, acesta se numește botezul sângelui. Sfinții prunci nevinovați, prin viața lor, au arătat ce înseamnă cu adevărat să fii creștin și să-ți mărturisești credința. Quello che veramente è l'essere cristiano. Comunicar, transmitere la fede verso gli altri. Liturghia a fost celebrată de Părintele Dobromir Iaștal, vicarul custodiei Țării Sfinte, care a spus în predica sa, cei care umblă în lumină și practică adevărul, trăiesc în comuniune cu Dumnezeu și cu frații și surorile lor și sunt curățați de orice păcat prin sângele lui Iisus de pe cruce. Dimpotrivă, cei care umblă în întuneric nu practică adevărul, nu trăiesc în comuniune cu Iisus și cu frații și surorile lor și rămân departe de mântuire. Da una parte abbiamo Erode e dall'altra parte Giuseppe e Maria. Ecco questi due tipi di personaggi. Pe de o parte îl avem pe Irod, iar pe de altă parte pe Iosif și Maria, două tipuri de personaje. Irod reprezintă cruzimea și viața în întuneric, care este un pericol pentru contemporanii săi, dar și pentru el însuși. Izvorul acestui întuneric este inima lui proprie. De cealaltă parte, Iosif și Maria acceptă chemarea lui Dumnezeu, o împlinesc și îl aduc în lume pe Iisus, mântuirea. La portano al compimento e che portano al mondo proprio Gesù, la salvezza. Această sărbătoare ne face să medităm la martiriul pruncilor loviți de furia lui Irod, dar în același timp ne amintește de mulțimea copiilor care suferă și astăzi, fără să aibă vreo vină.